Dragi prieteni, iată-ne la sfârșitul ediției din 2015 a Festivalului Desculți. Cuvintele sunt puține și sărăcăcioase ca să putem descrie ce a fost aici, dar cei care ați fost în părtășie cu noi la acest eveniment, fie că ați fost online, dar mai cu seamă cei care au fost în sală, au putut să guste cu adevărat clipe de vis, clipe cerești. De aceea, la sfârșitul programului de duminică, la încheierea acestui festival, am bucuria să stau de vorbă cu cei care se află în spatele acestui eveniment, cei care duc greul acestui eveniment, și aș vrea să încep prin a îi prezenta. Aș vrea să începem cu gazda noastră, fratele Nelu Urs. Fratele Jan Mici. Jan Mici. Marian Guler. Marcel Truța. Iacob Râncovan. Da. Iată-ne la încheierea acestui eveniment și aș vrea pentru început să dau cuvântul gazdei noastre, respectiv păstorul acestei biserici, care este de fapt biserica organizatoare a acestui eveniment, să ne spună câteva cuvinte despre istoricul acestui eveniment. Cred că această onoare nu trebuie să-mi revină mie, pentru că eu am moștenit într-un fel acest eveniment care are rădăcini mult mai adânci și mai îndepărtate în timp, însă de 11 ani de când locuim în locul acesta împreună cu familia, am fost bucuroși să vedem cum această stare de spirit a început să devină molipsitoare și a început totul de la o mână de oameni. Cel mai în măsură să vă spună mai multe detalii despre aceasta este fratele Ionuc și fratele Florian. Dânsii au fost printre primii implicați în aceasta. Eu, așa cum am spus, m-am alăturat lor și am avut bucuria ca unul mai tânăr să pot să fiu parte în purtarea acestui jug ușor și bun de a ne închina împreună înaintea lui Dumnezeu liberi și în curăție, așa cum spune și poate să numim tema acestui festival Desculți. Ați pus punctul pe ei, spunând că a fost o stare de spirit care a generat această lucrare. Spuneți-ne, vă rog, puțin și după aceea o să trecem, pentru că dumneavoastră sunteți un pic mai vorbăreț, după cum ne-am dat seama din așa, și între timp, după aceea o să trecem la fratele Ionuc. Florian, spune-ne, te rog frumos, puțin despre spiritul care a contribuit la nașterea acestui eveniment. Totul a început de la dorința mea de a întâlni. Eu am venit puțin mai târziu în America, respectiv acum 25 de ani, chiar așa târziu. Timp de 15 ani am încercat să întâlnesc cu prietenii mei de la Arad. N-am reușit. În sfârșit a fost un congres la Detroit, a venit acolo Ionuc și Ionuc a zis, băi, cum stăm cu arădenii? Și am spus, băi, am scris scrisori la 70 și n-am primit niciun răspuns. Și el a spus așa, anul ăsta se face la mine în basement. Și s-a făcut. Din 70 s-au arătat 30, fără să dea niciun răspuns. După aceea s-au unit cu noi alții. Deci am început cam la 70 de persoane. Și spre uimirea și spre smerirea noastră, numărul a crescut timp de 10 ani. Este a 11-a oară și de fiecare dată au venit oameni noi, s-au adunat oameni mai mulți și cred că anul ăsta a fost record în numărul de... Așa au început întâlnirile noastre. Care credeți că este secretul creșterii acestui eveniment? Pentru că este în modul cel mai evident că este un eveniment care ia o amploare și de la an la an este o creștere. Dacă puteți să ne spuneți fiecare dintre dumneavoastră părerea și totodată cum vedeți prin prisma dumneavoastră acest eveniment și la ora actuală, dar și cu perspectivă în viitor. Aș vrea să începem cu fratele Iacob, care este de asemenea foarte implicat în acest eveniment. Da, eu am, ca și fratele păstor, am
preluat, mutându-mă aici. Frații m-au adus ca și levit, ca și music director aici în 2005, în octombrie 3. Planurile lui Dumnezeu sunt extraordinare și prima întâlnire a fost în octombrie 11, acum 11 ani. Și am stat așa, eu îi cunoșteam din Arad, dar nu eram din biserica din Șega, și am stat să văd ce se întâmplă și m-am dat seama că ei vor să cânte așa, să aibă părtășie în cântare. Între timp am urmărit genul de muzică al Gator, Gator Homecoming. M-am dat seama că îi urmăresc așa ceva și cred că Dumnezeu a pus în mine spiritul ăsta de închinare așa împreună cu biserica. Și am căutat câteva cântări care eu am știut că ei le cunosc bine și le știu și de acolo încolo lucrurile au mers bine în direcția închinării. De atunci Florian împreună cu Marcel a zis, cred că ești omul care poate să slujească în închinare împreună cu noi. Din punct de vedere al închinării, cred că secretul e următorul. Închinarea comună. Când cântă biserica, dacă ați urmărit, 3, 4, 5 cântări, se creează o atmosferă deosebită. Când încep să vorbească oameni care nu sunt inspirați, se taie. Au fost cel puțin două momente pe parcursul a 3 zile, când au fost două persoane sau trei persoane care au forțat un pic nota. Și s-a observat. Când biserica a început să fie împreună, să cânte, nimeni nu a fost în centru, doar prezența Domnului, am simțit cum prezența Domnului se desfășoară pentru noi. Deci unul din secrete este retragerea fiecărui individ din centru. Și un aspect și o notă cât se poate de naturală, de ceea ce am putut să constat ca unul care participă la foarte multe evenimente pe parcursul unui an, dacă aș putea să le contabilizez pe toate, cred că nu există săptămână în care să nu existe ceva, să aibă nuanță de eveniment mai mare sau mai mic, dar ce am constatat dumneavoastră că este totul foarte natural, foarte spontan și aceasta dă probabil o notă caracteristică și o notă distinctivă față de foarte, foarte multe alte programe care se desfășoară după niște programe, ceea ce sigur nu este rău nici în felul acesta, dar ceea ce face dumneavoastră ceva deosebit. Fratele Ionuc, mici, dumneavoastră sunteți, cum ar veni, pionierul și acestei lucrări, dar sunteți pionierul acestei biserici. Vorbiți-ne puțin despre felul în care ați ajuns să fiți implicat în această lucrare, în descurs, dar înainte, cum s-au pus bazele bisericii dumneavoastră? Eu locuiam în Ohio, la Akron, și o soră care s-a mutat și ea din New York, era singuratică pe aici, m-a sunat și a zis, Ioane, mută-te la Hickory, numai în rai e mai frumos. Și fără să cercetez, mi-am pus toate sărăcăcios cum eram acolo, un frigider, fram, nu știu de câți ani, erau vreo 20 de ani avea când l-am primit. Și am pus ăla și ceva paturi care le-am primit și am pornit la drum fără să, ca Avram. Și am ajuns aici și după, având 5 copii, am zis, măi, trebuie să facem ceva, nu pentru noi, pentru copiii noștri, să fim involvați într-o biserică unde se poate să crească. În timpul ăla, nu aveam biserică, mergeam la Betleem, că mi-a plăcut numele, și acolo au fost frați americani care ne-au primit cu brațele deschise. După aia, în general, mergeam în fiecare dimineață, duminica, la Betleem și după masa, hai să mergem la Atlanta. Era biserica românească cea mai apropiată. Și ne-am dus des până într-o zi, am zis, hai să ne adunăm noi aici. Și un frate american a venit, zice, eu vă dau loc. Dacă vreți să vă adunați, fără să îi cer eu. El a venit la mine, la office, și zice, Jean, dacă vreți să vă adunați, eu vă dau loc. El după aia ne-a povestit un vis care l-a avut, că în curtea bisericii lui vorbeau grupuri și fiecare când asculta vorbea în altă limbă.
și el a făcut legătura la vis că ar trebui să ne dea voie la români și așa ne-am adunat la el. Și am avut prima întâlnire, după aia fratele Cocean, care era, el venea de la Atlanta, ne dădea cina și pentru că noi tot mergeam des la ei, a venit într-o zi vorba când ne adunăm noi desculții. Și era Cristi, Titi, Dani Blaj, Oti și Monca. Și mergând mai des acolo, iar am auzit, după 2-3 ani, iar am auzit. Și tot se auzea când ne adunăm, dar nu a fost nicio hotărâre. Și ultima dată, când a fost congresul la Detroit, am fost acolo la fratele Mircea Cure în casă și mi-a venit așa spontan, anul ăsta o să ne adunăm. Și ne adunăm la Hickory. Zic, Floriane, de mâine tu faci zvonul pe internet și noi ne ocupăm de mâncare și de... Era, nu ne-am gândit noi că o să facem în biserică, am zis, în basement, că aveam un destul de mare loc. Dar s-a schimbat. O trebuit, am făcut în biserică și prima dată am fost puțini, dar zvonul s-a dus în țară și slavă Domnului că acum nu mai încăp clădirile. Da, vom ajunge și la acest aspect despre care trebuie să discutăm, felul la care ați ajuns așa număr mare și cum ați ajuns să construiți această încăpere. Dar înainte, vreau să vă pun o întrebare. Aveți un nume ciudat la acest eveniment. Este într-un fel atipic, n-am mai auzit așa ceva. Cum a venit ideea să, la acest nume, nu știu care dintre dumneavoastră a avut această idee sau altcineva, și apoi să ne spuneți ce vreți să transmiteți prin numele acesta? Da, eu nu am practic cu numele mare lucru. Nu am mare lucru de a face cu numele. Vă spun numai scurt o istorie. Eu am venit în Arad mai târziu, terminasem deja armata, m-am întâlnit cu 3 sau 4 băieți de acolo, eram deja în biserică și eram deja în biserică, deci membru, și într-o zi 4 băieți de acolo s-au întâlnit, eram și eu pe acolo cu ei și ei au spus următorul lucru. Zice, băi, hai să mergem să cântăm. Și unde ne ducem? La casa păstorului, la fratele Marțian Cocean. Și prima dată când am auzit cuvântul de sculți, a fost acolo. A început pianul, s-a uitat unul la altul și a spus așa, desculți. Când a spus desculți, eu am fost șocat. Și m-am interesat după aia, măi, dar ce însemnează desculți? Ce însemnează de fapt desculți? La biserica din Șega era un frate, Nicolae Iovin, care făcea orchestră cu copiii. Corpii oboseau, se plictiseau când îi vedea că sunt foarte obosiți, zice așa, băi, închideți caietele și acum cântăm desculți. Copiii cântau după ureche și încercau să se armonizeze unul cu altul. Și asta înseamnă desculți, așa, să faci mai după ureche. Exact. Încă nu s-a înțeles. Anul trecut a venit cineva aici și ne-a spus că eu nu sunt desculți. Eu sunt încălțat cu râvna Evangheliei Păcii. Am fost puțin șocat pentru că noi nu niciodată nu ne-am propus că suntem desculți în sensul ăsta, că n-am avea râvna Evangheliei. Mă rog, este o neînțelegere a numelui. Dar ceea ce vreau să, ce cred eu, că atrage atât de mult tineri și creștini evanghelici, este un eveniment care se întâmplă nu numai în America, ci și în România. Foarte puțină lume observă că la reformă Luther n-a pus numai cuvântul scris în mâinile oamenilor, ci a reintrodus în biserică cântarea comună. După 1000 de ani de la Papa Grigorie, care a introdus cântarea profesionistă în biserică, a scos-o afară, să zic așa, reforma. După încă 500 de ani de la reformă, părerea mea este că cântarea comună este pe cale să fie scoasă afară din biserică. Din cauza proastei funcționări, să zic așa, a grupurilor de închinare.
Am participat și eu, nu la așa de multe servicii americane, unde este o scenă, lumea cântă, un grup, ceilalți sigur mai cântă și ei, dar nu este suflul și implicarea care o dădea modul vechi, comun de cântare. Deci cred că asta îi atrage pe oameni. Și mă opresc aici, mai las palții. Aici vreau să intervin puțin. Cred că mai atrage și acea spontaneitate de care vorbiți, asta de fapt e călăuzirea Duhului. Și începem cu fratele păstor care a hotărât să se treagă deoparte, ca să lasă libertate. Dacă mergeți în alte biserici, păstorul intervine și zice, ei, asta la noi nu se potrivește. Asta nu se potrivește. Ca echipă am hotărât împreună fiecare să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Și noi simțim când, de exemplu, a fost momentul binecuvântării. Cum a văzut Florian că ies în față, m-a simțit că vreau să fac ceva. Când am văzut pe fratele Nelu că dânsul ia microfonul, m-am dat seama că Duhul Sfânt îl călăuzește pe dânsul să facă ceva. Sau cred că și frații văd că nu e nimic formal, încercăm, nu întotdeauna cum vrem. Eu am sesizat două călăuziri la dumneavoastră. Și atâta timp cât veți rămâne în aceste două călăuziri, cred că succesul este garantat. Prima călăuzire am sesizat-o exact ceea ce spuneți dumneavoastră, acea călăuzire a Duhului, care a fost absolut evidentă. Dar am mai observat o călăuzire, o călăuzire a bunului simț. Pentru că am participat și am văzut, din păcate, și evenimente care deja normalul și acceptabilitatea la nivel general a fost forțată, s-a depășit limitele bunului simț și acceptabilității și atunci lucrurile degenerează. Deci atâta timp cât dumneavoastră o să rămâneți, părerea mea, în aceste două călăuziri, lucrurile o să meargă foarte, foarte bine. De aceea este rolul bisericii și de aceea e foarte important să existe o biserică sau bisericile în spatele la un eveniment. Fără aceasta nu se poate. Aș dori să adaug și eu câteva lucruri aici. Așa cum frații menționau anterior, a început această lucrare ca cu o idee, o viziune restrânsă. Viziunea era ca cei care se cunoscuseră și ajunseseră pe aceste meleaguri să fie împreună. Însă eu personal nu am fost mulțumit de această viziune și mi s-a părut că într-un fel închidem ușa. Și e foarte interesant, cum spuneați, călăuzia aceasta a Duhului Sfânt. Împreună cu fratele Florian am rezonat pe aceeași lungime de undă și de aceea numele s-a schimbat din întâlnirea a rădenilor, a șeganilor, s-a schimbat, a devenit Desculț Homecoming. Și am deschis astfel ușa pentru oameni care se simțeau excluși, poate din cauza că eu sunt bistrițean, eu nu sunt arădean. Am familie care locuiește în Arad, dar nu, asta nu mă face arădean. Fratele, eu nu cred că nu te-ai de simțit la Sighet. Exclus. Nu m-am simțit niciodată exclus, dar am văzut această tendință. În Arizona sunt foarte mulți bistrițeni și am fost invitat. Vino la întâlnirea bistrițenilor și vă spun că întâlnirea bistrițenilor a durat 3 ani, probabil cel mult, și după aceea nu s-au mai întâlnit, că a fost a bistrițenilor. Noi dorim ca această întâlnire să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. Și am vrut să deschidem ușa aceasta și fiecare are rolul lui și uneori trebuie să înveți să vorbești când trebuie să vorbești și alteori să taci. Și cred că pentru noi care suntem implicați în această lucrare e foarte important să ne lăsăm modelați de Dumnezeu și să fim smeriți în locul în care El ne-a pus. Și lucrul acesta, cum spunea și fratele Iacob înainte, se vede. E așa de minunat să vezi cum muzicienii își dau întâietate, cum învățăm să ne respectăm unul pe celălalt și niciunul dintre noi să nu dorească să fie în centru atenției, ci să stea în spărtură, așa cum spunea. Probabil că aici ar trebui subliniat, sunt 3 principii pe care, așa, mi-au venit să le formulez și ceilalți au fost de acord și le-am adoptat și mereu, la fiecare întâlnire, eu le pomenesc în scris, în special, când anunțăm întâlnirea și așa. Primul lucru este retragerea din centru. Tendința noastră normală este să fim întotdeauna în centru atenției. Ce creează acest lucru? Se întâmplă în biserici, se întâmplă în case, se întâmplă în societate, când Hristos nu este la centru.
tot angrenajul este descentrat. Și există forțe centrifuge când ceva nu este centrat. Știți? Sunt forțe care trage. Dacă reușim să-L punem pe Hristos în centru, eliminăm forțele centrifuge dintre noi. Al doilea lucru este, tendința noastră este să inspirăm și nu să impresionăm. Noi nu vrem să facem un spectacol, ci noi vrem să facem, să slujim. Al doilea lucru. Al treilea lucru. Noi credem că cântarea nu stă bine, așa cum spune Scriptura, decât în gura celor cu inima bună. Deci noi numim principiul ăsta inima bună, pământul cântării. Și astea sunt lucrurile în jurul cărora ne mișcăm și ne silim. Că n-am ajuns încă să zicem, domnule, le-am realizat. Dar cred că ăsta este un alt secret. De ce întâlnirile noastre, până la urmă, se sfârșesc bine? Pentru că cedăm unii altora. Da. Marcel. Mi-am adus aminte, fiindcă am vorbit despre secrete și așa mai departe, mi-am adus aminte, după prima întâlnire, când am mers apoi în adunarea noastră din Chicago, mi-am adus aminte, domnule, acolo sunt numai șeganii, pot să vină și arădenii. Zic, dacă ai auzit de Arad, e ok, puteți să veniți. Și zic că așa s-a extins. Sau cred că dacă ar fi vorba să avem un secret, sau să știm care este secretul acestei întâlniri, cred că adevărul este că nu știm. Este singura... Cred că dacă am ști, am putea să facem o formulă și să ne întâlnim și să multiplicăm acest secret. Cred că prezența Domnului Iisus și scopul nostru care este doar a-L slăvi pe El atâta tot. Eu cred că deja am descoperit o parte a secretului și deja am vorbit despre acea împletire între cele două aspecte, călăuzirea Duhului și călăuzirea bunului simț. Și încă un lucru care eu l-am sesizat, și nu numai eu, ci și alții, acest eveniment are și darul acesta de a se elimina anumite bariere și niște preconcepții. Sigur, nu este niciun secret, dumneavoastră sunteți o biserică baptistă și majoritatea celor care vin aici sunt baptiști, dar am observat că vin și penticostali, vin probabil și de la alte confesiuni, nu știu exact. Și aceasta are un rol extraordinar, dar mai mult de atât și chiar și în modul nostru de manifestare. Iată că poți să fii puțin mai, cu un mod de manifestare puțin mai deosebit de cum sunt bisericile tradiționale baptiste, dar în același timp să fii un baptist și să rămâi un baptist. În paranteză, noi avem o relație extraordinară cu bisericile baptiste și cu bisericile penticostale, dar și cu celelalte, dar aceste două. Și unul dintre principiile care le-am discutat, chiar mi-aduc aminte de o discuție care am avut-o cu fratele Paul Negruț, e așa de frumos să avem părtășie, să umblăm împreună, să lucrăm împreună, dar în același timp să ne păstrăm identitatea. Noi, în urmă la toate aceste evenimente, cei care suntem penticostali să fim un penticostal și mai bun, cei care suntem baptiști să fim un baptist și mai bun, dar în același timp suntem toți frați. Aș vrea în continuare să ne spuneți câteva lucruri despre felul cum ați ajuns să construiți această încăpere, dacă ați construit-o special sau având în obiectiv acest eveniment și totuși a fost o investiție destul de mare pentru o biserică, așa, nu foarte mare cum sunt bisericile mai mari în Chicago sau în alte părți. Prima dată când am avut întâlnirea, am închiriat un cort pentru masă, pentru că era în biserică, nu era destul loc și am stat în cort, am mâncat, am zis după aia, băi, cam cât costă un cort, să-l cumpărăm, să-l avem când trebuie, dar cortul are restricții, l-ai pus sus, trebuie să-l dai jos și trebuie de fiecare dată să faci exercițiu, să-l pui, să-l dai jos. Și am zis, hai să facem un acoperiș pus pe stâlpi, să arate ca un cort, dar mai mare, puțin. Și așa a început construcția la clădirea asta. Am zis, aici se poate mânca, se poate juca și când vin desculții, să avem
good time, adică în Domnul. Așa am văzut, așa am început. Un răspuns din partea oamenilor, chiar am urmărit și anii trecuți când ați făcut apel la strângerea de fonduri și am văzut într-adevăr răspunsul oamenilor, deci au înțeles și oamenii și-au dat de la mână la mână și iată că s-a realizat acest obiectiv care deja începe să ridice semne de întrebare. Anul acesta a fost umplut la refuz. Dacă lucrurile merg în același ritm și anul viitor, am înțeles că anul acesta ați avut cu vreo 100-150 mai mulți participanți decât anul trecut. Ei, ce o să se întâmple la anul, dacă vin și la anul cu 100-150 mai mult? Cred că Domnul ne inspiră. După cum am văzut un pic la organizare, aici. Deci probabil că dacă am amenajat altfel, încă se mai poate, se mai pot pune la dispoziție în jur de 100 de locuri în plus. Cel mai puțin. Sunt 200 de scaune în afară, da, Ioane? Mai sunt 200 de scaune în afară. Cam 100 și ceva. Da. No, probabil că încă într-un an, doi, lucrurile se vor rezolva, dar dacă lucrurile merg în același ritm, nu o să fie prea simplu. Eu și nădăjduiesc să avem problema asta. Îi de dorit să avem problema asta, pentru că dacă Domnul va face să se întâmple lucrul ăsta, ne va da și înțelepciune și ne va deschide uși. Suntem înconjurați de peste 524 de biserici americane aici și unele sunt mari și nu știm cum Domnul va vrea să ne folosească, să fim o mărturie în țara aceasta în care ne-a adus. Poate că va vrea să ne scoată din zona noastră de confort a Romanian Baptist Area și să ne mute în zona de lumină în țara aceasta. Mereu am avut această înțelegere că Dumnezeu nu ne-a adus la întâmplare în țara aceasta și am acest sentiment că suntem responsabili să dăm înapoi celor care ne-au oferit atât de mult. Și am găsit aici libertate, am găsit aici acceptare, am găsit aici oameni care și-au pus la dispoziție localul lor de închinare și au dat unii dintre ei banii lor, poate pentru ca noi românii să putem să ne închinăm. Și poate că este vremea să aducem ceea ce aduc bisericile românești în diaspora, în Europa, să aducem acel moment de val, de trezire spirituală. Îndrăznesc să visez și să cred în lucrul acesta. Pentru că este nevoie. America la ora actuală este într-o criză spirituală extraordinară și cred că Dumnezeu poate să folosească această mișcare, să devină ceva care să aducă o influență mult mai mare, care să ne depășească pe noi și înțelegerea noastră. Vorbeați despre a fi baptist și despre a fi parte dintr-o denominație. Eu am devenit baptist prin alegere. Nu provin din familie de credincioși baptiști, părinții mei au fost ortodoxi și mereu am avut această înțelegere încă de când Domnul m-a chemat în lucrare, că în primul rând cuvântul lui Dumnezeu este deasupra oricărui lucru. Și am spus nu odată că biserica noastră înainte de a fi baptistă trebuie să fie biblică și găsim în cuvântul lui Dumnezeu lucruri pe care poate cultura noastră nu le acceptă, dar cred că datoria noastră este să fim supuși cuvântului înainte de a fi supuși culturii. Și exact. Din cauza aceasta, cred că s-a realizat această punte între generații. N-am văzut, îi spuneam fratele Florian, spuneam la microfon, n-am văzut niciodată atâția tineri la un loc și din diferite confesiuni. Și cred că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Amin. Nu se vorbește foarte mult despre aceasta, dar îmi place să cred că din punctul ăsta de vedere sunt penticostal, pentru că cred în lucrarea Duhului Sfânt. Amin. El este acela care Domnul l-a trimis, l-a lăsat în locul lui și cred că această lucrare poate să devină mult mai mare decât noi, a devenit deja mai mare decât noi și nădăjduiesc să devină foarte mare. Deci aștept cu nerăbdare problema despre care vorbeați mai înainte. Vreau să se întâmple lucrurile acestea. Și cu siguranță se vor întâmpla lucruri mărețe atâta timp cât ne vom lăsa călăuziți de Duhul. Nu de niște preconcepții, nu nici măcar niște șabloane care probabil ni le-am pus de-a lungul timpului, dar iată încet, încet lucrurile se schimbă. Iată-ne în drum spre casă aproape. Și sigur ne gândim la viitor, ne gândim dacă Domnul ne va mai ține în viață și vom ajunge anul viitor să ne întâlnim din nou. Oameni vin de peste tot, văd că vin și de la celălalt capăt al țării.
Bunul meu prieten, Mihai Hațegan din Portland, el este unul dintre oamenii care practic m-a îndemnat la un moment dat sau ne-a îndemnat să venim la acest eveniment, că noi nu știam despre acest eveniment. Zice, haideți acolo că o să fie ceva deosebit. Dar sunt și alți oameni din Los Angeles, din alte părți care vin, iată, până la celălalt capăt al țării. Câteva gânduri despre viitoarea ediție. Dacă vă gândiți să schimbați ceva, dacă vă gândiți să ajustați anumite lucruri. Trebuie să știți că noi, nu, în ce mă privește pe mine, tendința mea este să nu facem din întâlnirea de sculți un fel de spectacol. Tendința mea este să nu plecăm de aici și ea să fie o singură dată întâlnirea pe an. N-am reușit, pentru că sunt biserici care ne cheamă. De exemplu, am primit un telefon, nici nu am anunțat în public, pentru că am primit un telefon aseară și mi-a spus, vă așteptăm la Los Angeles. Sigur că era un frate din biserică, care are influență, da, și am fost invitat și de fratele păstor, dar încă nu știu dacă este cel mai potrivit lucru de făcut sau nu, pentru că vreau să vă spun ceva. Noi nu vrem să spunem că întâlnirea noastră de sculți trebuie să fie un model pentru biserici. Noi întâlnim anumită reacție și anumită, să zic așa, o anumită neacceptare la foarte mulți frați mai în vârstă. Și eu nici eu nu sunt tânăr. Dar sunt oameni care li se pare că modul nostru de manifestare este nepotrivit. Și oricum, în ce privește întâlnirea de la Hickory, noi, să știți, puteți să notați asta, întotdeauna în weekendul înainte de Columbus Day. De ce? Pentru că, vedeți, au rămas aici. Părtășia noastră continuă, să zic, liber, așa, pe aici, pe la volei, pe la fotbal, așa. Și la Columbus Day, de exemplu, cei din Chicago, copiii nu merg la școală. Și atunci pot să petreacă duminica aici și lunea să se întoarcă înapoi. Deci cam asta este. Despre întâlnirile în altă parte este puțin o problemă. Am încercat la Chicago de 3 ori, la Atlanta. La Atlanta. De ce la Chicago de 3 ori? Marcele din Chicago și așa s-a întâmplat. Cântăreții cei mai mulți instrumentiști sunt în Chicago, fratele Sabău este păstor în Chicago, este tot timpul aici de când dânsul a venit în America și deci nu sunt așa de sigur că noi trebuie să facem lucrul ăsta, să mergem și în alte biserici. Pentru că cred însă că o răspândire sau o, cum să zic eu, o imitație a acestei întâlniri și pe coasta de vest este absolut de dorit. Da. Pentru că eu cred că dorința de exprimare a oamenilor și mai ales dorința de a face o experiență spirituală este generală. Și nu știu să explic cum, nu știu secretul, dar întotdeauna suntem plini de bucurie când terminăm. Eu am observat că de câte ori mergi undeva cu bucurie, că dacă vii din Los Angeles, știi că te costă și vii de acolo ca să te închini Domnul de Har și bucuria asta o însoțește pe fiecare care vine și de-aia Domnul schimbă și vieți și am văzut rezultate care Domnul le binecuvântează. Da. Cu siguranță rezultate există, am auzit și eu deja mărturii de la câțiva oameni care au spus că realmente evenimentul acesta reprezintă ceva pentru ei și și noi în ceea ce ne privește vrem să vă dăm tot concursul ca acest eveniment să fie cât mai bine mediatizat și permiteți-mi să vă dau o informație cât se poate de oficială pentru că după ce vom termina interviul am deja statistica, am deja computerul deschis. Deci, în total, pe cele 3 zile, au fost 6500 de vizualizări la acest eveniment. Uneori pare incredibil, dar aș vrea să vă fac încă o dată precizarea. Noi nu suntem doar un website de biserică, suntem o instituție media care, în decurs de 6 ani de zile de când emitem,
am reușit să biltuim o, să construim acum, cer scuze și eu pentru americanisme, dar de ceva ani și eu trăiesc aici în țara aceasta și este un pic... Dar, sigur, am construit prin muncă, prin sudoare, o instituție care împreună cu bisericile și împreună cu frații care, ca dumneavoastră, care fac ceva, care își dăruiesc cu sinceritate viața pentru Domnul și pentru lucrarea Lui, încercăm să ducem mesajul Domnului Iisus Hristos până la marginile pământului, mesaj care izvorește, iată, și din evenimente ca acesta, ca și desculți. Aș vrea în încheiere să adresați fiecare dintre dumneavoastră câte un gând pentru cei care ne urmăresc. Acest interviu, presărat cu secvențe din timpul evenimentului, vor face obiectul unei emisiuni speciale care o vom difuza și pe canalul Credo. Dar în același timp, tot timpul acestui interviu, aș vrea să adresați dumneavoastră o invitație și celor care vor vrea să ne urmărească anul viitor, și aș vrea să începem din partea aceasta cu fratele Brâncovan și vom ajunge în final la fratele Păstor. Pentru că am slujba aceasta închinării ca un levit, i-aș îndemna pe toți liderii muzicali din biserici, de orice nuanță ar fi, să prețuiască calitatea, dar să îmbine calitatea cu călăuzirea Duhului Sfânt și să promovăm mai mult ca oricând curăția noastră ca și lideri și curăția leviților din adunare și punerea lui Hristos în centrul lucrarea muzicală, care aș putea să spun că până acum de multe ori a fost show și spectacol și concurență, să devină o închinare care este îndreptată doar spre mielul nostru divin, Domnul Iisus Hristos. Amin. Cred că în ceea ce mă privește, îmi place foarte mult cântarea. Și cred că unul dintre lucrurile care ne zidesc aici este că fiecare cântare, sau încercăm a fiecare cântare, să aibă o semnătate pentru fiecare dintre noi. De aceea, așa cum am spus, atunci când am trecut prin lacrimi și prin probleme și suferințe, întotdeauna am găsit cântare, de exemplu, ridica voi ochii mei la cerul, de unde va fi ajutorul meu. Și așa mai departe, mi-a așa de dor, Iisuse, după tine, cântări care să ne cercereze pe fiecare, care să aibă o însemnătate pentru fiecare, nu doar să cântăm, eu știu, ca să nu stăm jos. De aceea, îndemnul meu este că atunci când ne strângem la chinare, să cântăm cântări duhovnicești, de fapt, așa scrie și Scriptura. Și în primul rând, așa cum s-a spus, să nu facem un show, ci fiecare să ne retragem, să dăm întâietate celuilalt. Îmi place mult când încerc, fiindcă fratele meu mai mare, Iacov, întotdeauna are inspirație și ăsta, și încerc să las pe el, dânsul îl lasă pe mine și așa mai departe. Cred că colaborarea aceasta de a ne retrage noi și a lăsa pe alții, sau în primul rând pe Duhul Sfânt să lucreze, cred că este un lucru bun și de dorit. Eu mă bucur mai ales pentru faptul că tinerii se deschid. Este o problemă în bisericile românești din America. Tinerii pleacă spre bisericile americane. Nu sunt ei de vină, suntem noi, că noi am adus aici. Dacă îi lăsam în România, precis mergeau la biserici românești. Oricum, aș vrea să știți, tineri de pretutindeni, că aici puteți să găsiți un loc în care să vă exprimați și un loc în care să vedeți că există posibilitate de a crea poduri între generații. Am fost copleșit. Ultimile două întâlniri care le-am avut, poate a treia întâlnire de fapt, a fost o seară, vinerea seara, seara specială pentru tineri, a depășit așteptările noastre, de data aceasta cel puțin, în ce privește profunzimea și seriozitatea care am găsit-o la cel mai mulți tineri. Deci, mulțumim gazdelor noastre pentru bunăvoință și mulțumim pentru popularizare. Pentru mine cântarea e ceva special și așa cum o citit în psalm, zice că să cântăm lui Dumnezeu o cântare înțeleaptă. Noi când cântăm, în primul rând trebuie să treacă cântarea prin noi, după aceea să fie înțeleaptă, să fie după cuvânt.
Și când cad șabloanele, atunci se vezi libertatea și Duhul Sfânt începe să lucreze. De aia eu mă bucur și mai ales când văd tinerii ridică mâinile sus și cântă cu atât elan, îi ceva special. Și de aia mă bucur și vreau ca tot mai mulți să flacăra să-i prindă pe cât mai mulți. Și bisericile să înțeleagă că tineretul îi un foc în mijlocul bisericii și cu cât mai mult îi se involvați ei, ei o să meargă mai departe cu ștafeta și o duc și la alții. Domnul să fie cu noi și să ne dea putere și înțelepciune. Tot ce facem, să facem voia Lui. Amin. Cuvântul Domnului ne spune în psalmi: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Dragii mei, umblarea cu Dumnezeu nu trebuie să fie window shopping, să vedem ce fac alții. Umblarea cu Dumnezeu trebuie să devină o experiență personală. Și gândul meu pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, este gustați în mod personal ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Deschideți-vă inima, lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă umple și fiți desculți în fiecare zi. Amin. Amin. Vă mulțumim în numele tuturor celor care au urmărit atât parcursul acestor trei zile programele, dar și pentru aceste gânduri pe care le-ați adresat, care încă o dată sunt gânduri care cred că fiecare își dă seama că vin din sinceritate și Domnul să vă călăuzească în continuare și să vă dea aceeași tărie și să duceți mai departe această flacără. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, vă mulțumim că ați fost cu noi alături pe parcursul acelor trei zile de la acest eveniment și încă o dată vă așteptăm și la Desculți 2016. Vă mulțumim, la revedere!